dislipidemiile, ca idee, reprezintă tulburări în homeostazia lipidelor. Homeostazie este acea funcție a corpului uman de a păstra constant o anumită valoare, un parametru. Homeostazia temperaturii, de exemplu. Dislipidemiile se împart, în mod clasic, în două categorii. Dislipidemii congenitale și dislipidemii dobândite. În momentul de față, clasic, era dislipidemia congenitală este la copil, dislipidemia dobândită este la adult. Lucrurile s-au schimbat acum, de când avem o veritabilă problemă cu obezitatea infantilă. Acești copii obezi dezvoltă dislipidemii secundare, deci dislipidemii de tip adult, deși ei sunt copii. Ele nu se diferențiază niciun fel la nivel clinic, la nivel paraclinic. Diferența este simplă. Dacă în spatele dislipidemiei este o genă care a suferit o mutație, ea este o dislipidemie primară. Dacă nu există acea mutație, este o dislipidemie secundară. Până aici, lucrurile sunt comune pediatrie și adulți. Care e diferența la pediatrie? În special în zona dislipidemiilor primare, vorbim despre chestia asta, copilul fiind un organism în creștere, care trebuie să își dezvolte și funcția cerebrală, pentru el toxic este și nivelul crescut de colesterol sau de trigliceride, că asta înseamnă dislipidemie, așa cum este și la adult, dar și nivelul scăzut al acestora, sub valorile corecte pentru vârstă, pentru că atât colesterolul cât și trigliceridele sunt necesare pentru dezvoltarea cerebrală. Colesterolul nu este o grăsime rea și atât. Ea este o grăsime necesară funcționării corpului uman, dar trebuie să se înscrie în anumiți parametri. Și atunci, vorbind de dislipidemiile primare, sunt cu plus, adică mai mult decât ar trebui, sau cu minus, mai puțin decât ar trebui. Dislipidemie înseamnă hiper sau hipocolesterolemie, hiper sau hipotrigliceridemie. Cum se manifestă? Nu se manifestă. Sunt boli pe cât de periculoase, pe atât de mute clinic, se manifestă numai complicațiile lor. Dacă este în plus, deci hipercolesterolemie, se manifestă prin patologie cardiacă sau AVC. Nu apar chiar la foarte mic, apar undeva înspre adolescență. Dacă sunt trigliceridele crescute, cea mai redutabilă și cea mai frecventă complicație a acestei boli este pancreatita. Pancreatita care poate să apară la vârste foarte mici și la copil de un an și la copil de 2 ani, cu risc letal, dacă nu se intervine imediat, și întotdeauna cu risc de recidivă dacă nu corectezi valoarea crescută a trigliceridelor. Dacă sunt în zona de minus, ca să zic așa, deci hipocolesterolemie, principala problemă este retardul mental. Pentru că acest colesterol este necesar dezvoltării cerebrale, ori el lipsind, acest creier nu se va dezvolta în parametri optici. În special, hipercolesterolemia poate să dea niște manifestări după niște ani de viață, deci discutăm de zona adolescentului mare sau adultului tânăr, care constau niște depuneri de grăsime pe piele, ori la nivelul ochiului, se numesc xantelasme, ori pe tendoane, se numesc xantoane, care se văd și atunci pacientul vine și cere ajutorul, dacă îl deranjează, dar au strict rol estetic. De ce apar? Apar ca toate bolile congenitale de metabolism din cauza unei mutații la nivelul unei gene. Spre deosebire de celelalte boli congenitale de metabolism, mutațiile în genele metabolismului lipidic sunt extrem de frecvente. Deci discutăm de boli frecvente, în special pe linia colesterolului, mai puțin pe linia trigliceridelor, dar pe linia colesterolului sunt extrem de frecvente și sunt două care ne interesează: hipercolesterolemia familială, extrem de frecventă în momentul ăsta, și deficitul de lipază acidă lizozomală se manifestă identic cu hipercolesterolemia familială, dar are altă mutație și este mult mai rară.
spre deosebire de hipercolesterolemia familială, deficitul de lipază acidă lizozomală însă este o boală mult mai severă, cu risc letal. Forma letală poartă numele de Wolman și decesul apare undeva în primele 6 luni de viață. Implică ficatul, ceea ce cealaltă nu îl implică sau îl implică foarte târziu, și sunt foarte greu de tratat.